Trebuie să recunosc că am mai văzut asta doar pe net și la televizor, n-am văzut-o niciodată de aproape și pe viu, cu atât pare mai periculos. Oamenii sunt la un metru și ceva de podea, iar în viteza asta vă dați seama că dacă orice, dacă scapă ceva, fata ar fi proiectată direct în bucătărie sau la vlăduț lângă frigider. Orlando a venit alături de noi, bună dimineața! Bună dimineața! Este un număr pe care îl vedem în stagiunea asta. Da, da, așa este. Este doar un scurt moment din spectacolul nostru, care va începe mâine la Autogara Militari și acolo vom sta până pe data de 22 octombrie. Suntem în cort clasic. Cum știam noi din totdeauna că se merge la circ? Da, este un cort clasic, este încălzit acum pentru că a venit vremea mai urâtă. Este un spectacol foarte frumos, cu foarte multe acrobații, este un spectacol și cu animale, avem cai și ponei care se pot și călări în timpul pauzei și sper să vă placă, vă invit pe toți la spectacol, sper că o să fie un spectacol pe măsura așteptărilor voastre. Începeți de mâine și cât stați în stagiune? 3 săptămâni, după cum spuneam, până pe 22 octombrie inclusiv. Spectacolele au loc de miercuri până vineri la ora 18.30. Sâmbătă vor fi două spectacole, primul la 15.30 și al doilea la 18.30 și duminică tot două reprezentații, primul la 11 și al doilea la 15.30. Ne vedem pe net, pe pagina voastră, pentru mai multe detalii și program. Da, da, da. Și pe Facebook, Circul Orlando, și pe internet www.circulorlando.ro. Vreau un minut, Elena, pentru că vreau să vorbesc cu acest cuplu. Mi se pare că ori nu se cunosc deloc, ori se cunosc foarte bine. Buongiorno! Buongiorno! Come cominci un progetto come questo? Cum începi un proiect ca ăsta? Iniziamo da bambini. Începem de când suntem mici. Iniziamo da bambini e ci vuole molto impegno, dedizione. Trebuie să fii dedicat, să muncești mult. E molta concentrazione mentale. That's it. This is like when you're married, so one has to take care of the other. This is the folder. You lost 3. Yeah. She's the fourth. Yeah. Am mai pierdut 3, ea e a patra, exact ca în viață. Grazie, grazie. Prego. Mulțumim tare mult, complimentii.